Chișinău. Partidul Democrat a spus că nu susține niciun candidat pentru localele din municipiul Chișinău. Totuși au spus în primul tur că s-a adresat electoratului să nu voteze pentru liberali sau pentru socialiști, iar în al doilea tur nu au venit cu opoziție. Dar cum se întâmplă, pentru că organizațiile care analizează posturile de televiziune spun că în primul tur, în știri, posturile care sunt afiliate Partidului Democrat au favorizat-o pe Silvia Radu, iar în al doilea tur pe Ion Ceban. Cum se întâmplă acest lucru, că tocmai televiziunile afiliate promovează alți oameni? Nu, în primul rând, atunci când a fost înainte de primul tur, persoana în cauză ocupa funcție de primar interimar, primar general interimar, și atunci, dacă nu greșesc, după cât țin minte, erau reflectate rezultatele, dar și eșecurile care au fost înregistrate în urma acestei conducere a primăriei. Ați văzut și din interviu a fost reacția domnului președinte a Partidului Democrat, care a spus foarte clar că dumneavoastră, ei, ca nefiind afiliată unui partid democrat, cam nu avea șanse din start să ia primăria Chișinău. Noi am spus-o foarte clar și am argumentat de ce. Nu solicităm votare, solicităm să nu fie votat reprezentantul Partidului Socialiștilor și Partidului Liberalilor, fiindcă aceste două partide au deținut mult timp control asupra Consiliului Municipiului Chișinău și în principiu am văzut la ce dezastru a fost adus Municipiul Chișinău. Mă refer la toate aspectele care nu intră în discuție, fiindcă toată lumea le cunoaște. În cel de-al doilea tur nu am făcut nicio declarație și am spus de ce. Din simplu motiv, cel puțin eu am răspuns nu odată la telefoane, la apeluri, și am spus că de ce nu faci, fiindcă dacă am fi venit să susținem pe unul din cei doi candidați, sunt sigur că ar fi apărut declarații în defavoarea celui candidat, după aia ar fi fost fraze diferite care noi le-am auzit pe parcursul ultimului an odată, și atunci noi am fi fost învinuiți în faptul că am făcut tot posibil ca să se câștige adversarul, indiferent care ar fi fost el. Deci nu am spus nimic, dar logica era așa că noi tot timpul am vorbit despre vectorul pro-european,